În urmă cu 2 ani, Iasmin Șelariu era la fotbal cu prietenii. După nicio jumătate de oră, Iasmin a acuzat o stare de rău, greutate în respirație, bătăi ale inimii neregulate și un disconfort în zona pieptului, apoi a leșinat. Printre prietenii săi se afla și un medic care i-a acordat primul ajutor. Acesta a fost preluat de o ambulanță și transportat la Spitalul Județean de Urgență Reșița. Acolo a intrat în comă. Toate acestea s-au întâmplat la 8 zile după ce Iasmin s-a vaccinat anticovid, spun părinții lui. În 3 noiembrie 2021 a făcut infart pe terenul de fotbal la 8 zile după... După vaccin. Noi credem că din cauza vaccinului. Nu a fost sănătos, nu a avut nimic. Nu a avut nimic, nu a fost bolnav în viața lui. Am primit telefon în data de 3 noiembrie seara, la ora 10, că îi s-a făcut rău și s-a dus la urgență. Ne-am dus la Reșița și a fost mamă sa la el, l-a găsit, l-a băgat pe aparate, la ATI. Mai era conștient? Nu, nu a fost conștient, era cu ochii închiși. Tot acest timp, medicii ce v-au spus? Ce are, de fapt? Nu știu să vă spun. Când îi spuneam lui doctorul lui că din cauza vaccinului se uita în partea dreaptă, în jos, și nu zicea nici că e din vaccin, nici că nu e din vaccin. Era partea aceea că nu aveai voie să spui ceva de vaccin ca de Dumnezeu. Că... Da, era frică atunci, da, era frica mare. Dar ne spuneau asistentele, mai erau care ne spuneau că totuși, din cauza vaccinului s-a întâmplat. Tânărul a petrecut aproape 6 luni în secțiile ATI și neurologie din spitalele județene din Reșița și Timișoara. El, la 3 săptămâni, a deschis ochii. Tot m-a rugat de doctor să facă cumva, să-l trimită în altă parte. A zis că nu se poate. Altă dată îmi spunea că nu vrea conducerea. Cu eforturi s-a dus la Timișoara. După 2 luni, eu făcut remeneul și ala cu eforturi, cu greu. Două luni de comă, cu intervenții, foarte greu a fost. Medicamente am luat de 1000 de lei, au zis că n-au medicamente. De 1000 de lei, am bonuri, nu pot să mă justific. S-a dus la Timișoara, dar am înțeles că e prea târziu la Timișoara. Acolo a stat 2 luni de zile, tot în comă, au făcut vaccinul. COVID. Au făcut COVID 3 săptămâni pe ATI în Timișoara, l-au trimis înapoi la Reșița, l-au ținut 1 lună și a murit. Am văzut bonuri de 1000 de lei cu medicamente. Ce-s cu bonurile alea? Astea le-am cumpărat noi pe banii noștri, el fiind asigurat, lucrând. Deci nu l-a ajutat statul cu nimic. Tot tratamentul, inclusiv apă. Am cumpărat ca să-l spele. Zicea că apa de la robinet nu e chiar bună din spital. În timpul tratamentului sau timpul cât a stat în spital, a avut vreun moment de revenire, a avut moment de... Noi zicem că da, fiindcă avem și pe telefoane filmat cum prietena lui pune mâna pe obraz, se trage înapoi, se uită și dă un pic de zâmbet și se uită la ea și zâmbește. Și s-a uitat de multe ori la noi și întorcea ochii. Mai încet, mai în greu, dar întorcea. Părinții sunt profund marcați și nu vor să accepte nici acum că Iasmin nu mai este.